Luni, de ziua mondială a teatrului, pe scena Teatrului Alexandru Davila din Pitești s-a desfășurat cea de-a doua ediție a Festivalului Județean de Folclor pentru Copii, Flori de Cântec Strămoșesc, proiect al școlii gimnaziale Tudor Arghezi și la care au fost prezenți peste 250 de elevi înscriși la cele două secțiuni ale concursului, interpretare vocală și dansuri populare. Sărbătoare pentru școala gimnazială Tudor Arghezi din Pitești. Ne aflăm la Teatrul Alexandru Davila, care astăzi ne este gazdă pentru desfășurarea celei de-a doua ediții a Festivalului de Folclor Județean pentru Copii, Flori de Cântec Strămoșesc. Este un proiect inițiat de către școala noastră, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Argeș, cu Arhiepiscopia Argeșului și Mușcelului, prin Parohia Mavrodolu, Asociația Meșteșuguri Argeșene și Școala Gimnazială Traian. Scopul acestui proiect este acela de a menține și de a dezvolta interesul pentru cunoașterea zestrei tradiționale a poporului român, a cântecului, a dansului, a portului popular în rândul tinerei generații. Prin compararea înscrierilor la cele două ediții, observăm cu bucurie că numărul participanților s-a dublat. S-au înscris aproximativ 250 de elevi de la 20 de școli din județul Argeș, fiind implicați peste 50 de profesori coordonatori. Concursul este adresat copiilor talentați din județul Argeș, din învățământul preuniversitar și are două secțiuni, și anume interpretare vocală, soliști și grupuri și dansuri populare, fiind împărțiți pe două categorii, 6-10 ani și 11-14 ani. Ne bucurăm de sprijinul unui juriu de specialitate, format din specialiști, și anume conferențiar universitar dr. Sorin Mazilescu de la Universitatea din Pitești, președintele juriului, alături de interpreta de muzică populară, doamna Daniela Cernea, realizatoarea de emisiuni folclorice, domnișoara Ioana Anton, președinta Asociației Meșteșuguri Argeșene, doamna profesor Florența Zgâia, directorul Muzeului Golești, domnul Justin Dejanu, și un cunoscut coregraf, domnul Sorin Cioc. Domnilor, participă benevol astăzi la evenimentul nostru și le mulțumim din suflet în beneficiul acestor copii talentați ai Argeșului. Toți copiii vor primi diplome de participare și mici cadouri, icoane și dulciuri prin sprijinul preotului Paul Stănescu de la Parohia Mavrodolu din Pitești, iar toți câștigătorii premiului întâi de la toate secțiunile pe categorii de vârstă vor primi obiecte handmade lucrate cu multă măestrie la Asociația Meșteșuguri Argeșene. Suntem încredințați că acest festival va prinde rădăcini și că va reprezenta o intervenție benefică în viața copiilor argeșeni, care sperăm noi să perceapă cântecul și dansul popular și ca pe o alternativă de petrecere a timpului liber. Deja ne gândim la următoarea ediție și dorim să introducem și secțiunea de instrumentiști. Vreau să felicit din toată inima părinții și profesorii coordonatori ai acestor copii talentați pentru tot efortul depus și pentru că au ales să promoveze valori adevărate în viața copiilor dumnealor.
Festivalul nu este doar un concurs, este un spectacol în cadrul căreia copiii socializează, se încurajează reciproc, se aplaudă, câștigă încredere în ei, observă frumosul din jurul lor și încearcă să se bucure de el. La finalul spectacolului, pe scenă au urcat și membrii juriului, moment în care au fost anunțate numele premianților și, în mod special, numele câștigătorului marelui trofeu. Dumitrache Ramona a avut punctajul cel mai mare. Dumitrache Ramona primește trofeul festivalului. Trofeul va fi mânat de doamna director a Școlii Gimnaziale Tudor Arghezi, Laura Prepeliță. Un amplu material al evenimentului va fi prezentat la Mușcel TV săptămâna viitoare în cadrul emisiunii Identități Culturale.